După scandalul iscat în jurul stadionului Dan Păltinișanu, Alinica acuză din nou PSD-ul. De această dată, mărul discordiei îl reprezintă drumurile județene. Președintele Consiliului Județean Timiș spune că un număr de 19 consilieri județeni PSD și PNL au propus un proiect de hotărâre care vizează tăierea a peste 83% din banii alocați pentru drumurile județene. Nica afirmă că această măsură ar fi o irresponsabilitate și că se pun în pericol vieți și bunuri ale locuitorilor din zonele vizate. Calități ca Periam, Pesac, Variaș, Ohaba Lungă, Boldur, Buziaș, chiar și Deta, Ghilad și multe altele, Beba Veche, nu vor mai avea șansa să aibă un drum reabilitat sau reparat sau să circule în condiții de siguranță din cauza acestei irresponsabilități a consilierilor PSD și PNL care au propus această hotărâre. Evident că, din punctul meu de vedere, e clar o continuare a unui mod de lucru cu care am fost obișnuit din partea PSD, acela de a lua, ca apoi să vină ei să dea în mărinimia lor. O condiționare, practic, o condiționare față de locuitori, față de cetățeni, mai ales în aceste momente preelectorale. Alinica a mai vorbit despre un al doilea proiect de hotărâre propus care vizează echilibrarea bugetelor locale. În medie, peste 25% din fondurile alocate mai multor primării conduse de primari PNL vor fi tăiate. Aici, de exemplu, Ghiroda și Dudeștinoi. De exemplu, 98% din sumele alocate de echilibrare pentru comuna Ghiroda sau 89% din cele pentru comuna Dudeștinoi au fost tăiate și realocate, bănuiesc printr-o înțelegere între conducerea interimară bucureșteană a PNL Timiș și PSD Timiș condus de candidatul PSD la Consiliul Județean, la președinția Consiliului Județean, o înțelegere similară celei prin care s-a cedat din partea PNL candidatura la Consiliul Județean Timiș în favoarea PSD. Alinica a adăugat că așteaptă ședința de plen pentru ca inițiatorii acestor proiecte să le justifice.